Este un har pentru că aici este prezența lui Dumnezeu. Și aș vrea să, ca această prezență a lui Dumnezeu să se facă simțită în mijlocul nostru. Cum am venit, aș vrea să se facă simțită exact așa cum a fost la creierea acestei lumi. Când Dumnezeu s-a hotărât să creeze un nou univers, o nouă planetă, unde a pus viață. Și acolo vedem prezența Trinității lui Dumnezeu. Îl vedem pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. La fel aș vrea să fie prezența Trinității peste noi în această seară. Acolo, în Geneza, în capitolul 3, versetul 26, dacă nu greșesc, spune că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. A noastră, spune acolo, la plural. Termenul de Dumnezeu este tradus din ebraică Elohim, care este pluralul cuvântului Dumnezeu. De aceea, vedem prezența Trinității încă din Geneza. Dumnezeu Tatăl este prezent cu această idee de a crea o nouă planetă, de a crea un nou univers în care să existe oameni. Vedem totodată prezența Duhului Sfânt în versetul 2, care spune că Duhul se mișca pe deasupra apei. Și vedem totodată în versetul 3 prezența Fiului. Ni se spune că Dumnezeu a spus, Dumnezeu a zis să fie lumină. În acest Dumnezeu a zis, vedem prezența Domnului Iisus Hristos, vedem prezența Cuvântului, a Logosului lui Dumnezeu, o prezență puternică, care la Cuvântul Său, tot ce este neființă, ia ființă. Și această traducere o vedem și în capitolul 1 din Ioan. Se spune că la început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Această prezență a Trinității o doresc peste noi în această seară. La fel, să se manifeste la fel. Dumnezeu Tatăl să vină cu ideea, cu designul în mijlocul nostru, cu propunerea să ne schimbe, să ne transforme, să pună noi viață. Totodată Duhul Sfânt să planeze peste biserica noastră, să se miște pe deasupra bisericii noastre. Și în același timp, Cuvântul să ne vorbească. O prezență a Trinității în mijlocul nostru în această seară, cred că ar fi ceva extraordinar. O prezență care ne poate schimba și transforma. În această seară aș dori să vorbesc despre Cuvântul lui Dumnezeu. Despre aceasta a fost citit acest text din Epistola Sobornicească a lui Iacov, capitolul 1, de la versetul 22 până la versetul 25. Este vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt cu putere, un cuvânt cu impact, cu o putere de transformare și de schimbare. Este vorba despre Logosul lui Dumnezeu. Și Logos vine din limba greacă, care înseamnă cuvânt sau discurs. Și o altă traducere a cuvântului Logos este sens. Cuvântul lui Dumnezeu dă sens vieții noastre. Dă sens trăirii noastre. Găsim în Sfânta Scriptură, în Ioan capitolul 6, de la versetul 63. Domnul Iisus Hristos spune în felul următor: cuvintele pe care le-am spus eu sunt Duh și viață. Cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos și această carte este Duh și viață. Și acest Duh și această viață dă sens trăirii noastre. De aceea trebuie citită, de aceea trebuie studiată, pentru că ea dă o direcție. Este o hartă. Este o busolă spre Împărăția lui Dumnezeu. De aceea trebuie studiată, memorată și totodată împlinită. În Iosua, capitolul 1, cu versetul 8, cuvântul lui Domnului spune în felul următor: cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte. Caută să faci tot ce scrie în ea. Căci atunci vei izbăvi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ce îi spune Dumnezeu acestui om, lui Iosua? Cartea aceasta să nu se depărteze de gura ta. Tu trebuie să cugeți asupra ei. Există această obligativitate a creștinului, a omului lui Dumnezeu, de a cugeta, de a studia și de a vorbi din această carte. Evreii care practică religia mozaică, se numesc
oameni ai cărții. Și pe bun drept se numesc așa. Pentru că oamenii aceștia studiază. Studiază foarte mult. Băieții de mici se duc la școli numite Yeshivot, dacă pronunț cum trebuie, Yeshivot, și acolo studiază aproape 8 ore pe zi. Studiază Tora, apoi când cresc mai mari, încep să studieze și Talmud, încep să studieze celelalte cărți aferente religiei mozaice, cum ar fi Zoharul sau mai încolo Kabbalah, cărți care pe ei îndreaptă spre Dumnezeu. Dar acești oameni 8 ore pe zi stau și studiază. Oamenii aceștia au făcut o meserie din aceasta de a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Se întâlnesc, vorbesc, au rabinii cu ei, îi întreabă, pun întrebări din text. Sunt oameni ai cărții. Pentru că ei și-au axat viața lor asupra unei cărți. La fel trebuie să fim și noi creștini. Oamenii ai cărții. Noi ne-am pus toată încrederea în această carte. Tot standardul nostru moral, tot ceea ce facem noi se axează și se direcționează așa cum ne spune această carte. Ea ne învață cum să ne îmbrăcăm. Ea ne învață cum să vorbim. Ea ne spune că da-ul nostru să fie da, nu-ul nostru să fie nu. Ea ne spune că dacă ne facem o promisiune, trebuie să ne ținem de o promisiune. Ea ne învață că vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare. Această carte ne învață lucrurile morale, să nu ucidem, să nu furăm, să nu prea curvim, să ne respectăm părinții și așa mai departe. Toate standardele noastre morale le avem în această carte. De aceea trebuie studiată, trebuie iubită și trebuie împlinită. Haideți să citim primul verset, versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. În primul rând trebuie să realizăm că acest cuvânt al lui Iacov se îndreaptă către o adunare, către o biserică. Spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Noi, adunarea, suntem cei care ascultă cuvântul sau îl citește. De aceea ni se spune nouă, fiți împlinitori. Și aceasta este o poruncă. Nu este o sugestie. Că dacă ar fi o sugestie, ne-ar fi spus, vă sugerez să împliniți cuvântul. Nu, zice, fiți împlinitori ai cuvântului. Este o poruncă. Acest pasaj, Iacov îl ia de la Domnul Iisus Hristos. Că și Domnul Iisus Hristos a spus de mai multe ori aceste cuvinte, în diferite moduri. Spre exemplu, în Luca, capitolul 11, cu versetul 28. Și El a răspuns, adică Domnul Iisus. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Este ferice de noi dacă îl ascultăm și îl păzim ca să îl împlinim. În altă parte, în Ioan, capitolul 14, cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Aici este condiționat. Numai dacă îl iubești pe Iisus Hristos, vei păzi poruncile Lui. Dacă nu-L iubești, n-ai nicio treabă să păzești poruncile Lui. Este condiționat. Dacă mă iubiți, veți demonstra că mă iubiți. Cum? Veți păzi poruncile. Iacov preia Pavel preia aceeași idee și o transmite bisericii din Roma. În Roman, capitolul 2, cu versetul 13. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea. Acestea vor fi socotiți neprihăniți. Nu cei ce aud. Nu oamenii care stau în bancă și aud predici și predici. Nu. Nu aceștia sunt socotiți neprihăniți. Ci cei care pun în practică ceea ce au auzit. Nu cei care stau și studiază ori întregi Biblia sunt neprihăniți. Și cei care studiind Biblia o pun apoi în practică. Iacov ne cheamă la practică. Nu numai la teorie. Ne cheamă la practică. Totodată, important este să vedem cum vom face acest lucru. Și tot Pavel ne învață în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Ni se spune felul următor. Voi sunteți epistola noastră.
scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Ce spune aici Pavel? Spune că noi suntem epistola, adică o scrisoare. Scrisă de cine? Scrisă de Pavel. Și totodată suntem o scrisoare scrisă de Hristos. Și versetul 2 spune, cunoscută și citită de toți oamenii. Noi suntem o scrisoare citită de toți oamenii. Oamenii n-au timp să citească Biblia. Oamenii din societatea de astăzi n-au timp să citească Biblia și nici nu interesează. Dar ce spune Pavel? Voi sunteți scrisoarea lui Hristos, scrisoarea lui Dumnezeu. Și oamenii când se uită la viața voastră, la vorbirea voastră, cum vă îmbrăcați, cum trăiți în societate, oamenii aceștia trebuie să citească scrisoarea lui Hristos. Oamenii aceștia trebuie să citească Biblia. Văzându-vă pe voi, trebuie să citească Biblia. Așa trebuie să trăiți voi. Când se uită vecinul, când se uită colegul de muncă, să-L vadă pe Iisus Hristos. Voi sunteți reprezentanți ai Cerului, al lui Iisus Hristos. Acesta este mesajul care transmite Pavel celor din Corint. Trăiți ca fiind scrisoarea lui Dumnezeu pentru omenire. Într-o altă parte, Domnul Iisus Hristos ne dă o ilustrație, dă o pildă oamenilor și spune că oamenii care aud cuvântul și îl împlinesc, se aseamnă cu un om înțelept. Un om care, un constructor înțelept, care înainte să-și zidească casa, începe să sape. Dă tot nisipul la o parte, dă tot pământul la o parte și ajunge la stâncă. Și atunci când a ajuns la stâncă, își pune fundația. Atunci când ajunge la stâncă, își pune temelia. Și apoi construiește casa. Și când vor veni când va veni ploaia, când vor veni vânturile puternice, casa aceea va sta puternic pe temelie. Dar mai sunt oameni care vin la biserică, vin la adunare, ascultă predici, citesc cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l pun în aplicare. Și Domnul Iisus Hristos spune că acești oameni se aseamănă cu un om care nu este înțelept. Și începe să-și zidească casa direct pe pământ. Fără să-și facă o temelie, fără să-și pună fundație, direct pe pământ. Și atunci când a venit ploaia, când a venit vântul, șuvoaiele, casa aceea va fi dărâmată. Și ne spune Domnul Iisus, fiți înțelepți! Ascultați cuvântul, cercetați-l, învățați din el, dar apoi puneți-l în practică. Fiți împlinitori ai cuvântului. Noi, nu numai ascultători. Apoi Iacov ne spune tot în versetul 22 că se poate să ne înșelăm singuri. Dacă suntem doar ascultători și nu împlinim cu fapta ceea ce ascultăm, ne putem înșela singuri. Ce tragedie să te înșeli singur. Să te duci la magazin să te înșele cu 5 dolari și când ai ajuns acasă și ai realizat ce rău te simți că n-ai realizat atunci. Să te înșeli numai cu 5 dolari sau cu 100 de dolari. Cât de prost te simți. Dar apoi să te înșeli singur. Și aici nu este un lucru mic să te înșeli singur. Este vorba despre viața veșnică. Săptămâna asta m-am înșelat singur și am văzut cât de rău este. A trebuit să mă duc la cineva și să pun o adresă în pierfon. Mi-am scris adresa. Dar cum eram în mașină, mi-am pus pe GPS în loc de pierfon, mi-am pus Dorval. La ora 4. Când traficul era... Știți cum e traficul la ora 4. Am ajuns, de la ora 4, am ajuns în Dorval la ora 5 și când mă uit în jur, văd o zonă industrială și am zis, sigur, nu e aceea adresă. Sun și zice, nu, adresa este în pierfon. Păi, când spun să ajung în pierfon, mi-a mai luat încă o oră. În loc să fiu la rendezvous la ora 5, am fost la ora 6. Să fii în trafic, 2 ore, pentru că te-ai înșelat singur. Asta este o mică tragedie. Dar ca să ajungi înaintea lui Dumnezeu să spună, știi ceva? Tu n-ai împlinit ce ai auzit. Ai fost la biserică de atâtea ori. Haideți să facem un calcul foarte scurt. Să excludem că veniți joia la biserică. Numai duminica de 2 ore. Într-un an de zile sunt 52 de săptămâni. Deci veniți la biserică de peste 100 de ori.
Deci ascultați peste 100 de predici. Ascultăm, cum am să ascultați. Peste 100 de predici ascultăm. Și Dumnezeu să ne zică, uite-te, peste 100 de predici ai ascultat. În 10 ani, peste 1000 de predici ai ascultat. Ai citit și acasă, ai ascultat și pe internet predici. Câte predici ne trebuie ca să împlinim cuvântul? Biblia ne spune, fiți atenți și împliniți cuvântul. Iacov continuă și ne dă și el o ilustrație. Și ne spune că omul care nu ascultă, dar nu împlinește, se aseamănă cu un om care se uită în oglindă. Își vede chipul, își vede fața. Dar când a plecat din fața celei oglinzi, uită îndată cum arăta. Uită înfățișarea sa. Oglinda are funcția de a ne descoperi ceea ce există. Omul își descoperă fața lui, își descoperă chipul lui. Te duci în oglindă, înainte să mergi la biserică, să vezi dacă arăți bine, dacă cămașa ți-e călcată, să vezi dacă nu ești murdar pe față, te verifici, dacă părul este bine aranjat. Și oglinda comunică cu tine. Dacă vezi o pată pe obraz, oglinda îți comunică. Trebuie să te speri pe față, ești murdar, spală-te. Dacă părul ți este aranjat, oglinda îți comunică. Vezi că părul nu se aranja. Aranjează-ți părul. Când ajungi la biserică, să arăți bine. La fel este și Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne comunică. Este ca și o oglindă. Tu te prezinți înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și le spune, vorbirea ta în această săptămână n-a fost cum trebuie. Voi trebuie să aveți o vorbire dreasă cu sare. Pocăiește-te! Le spune Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbirea ta trebuie să fie una exemplară, ca de copil al lui Dumnezeu. Comportarea ta n-a fost una cum trebuie. Schimbă-te! Întoarce-te la Dumnezeu. Biblia ne comunică. Dar acțiunea, nu Biblia o face. O face omul. Noi facem acțiunea de a ne pocăi, de a ne întoarce la Dumnezeu, de a ne remedia comportamentul. Aceasta este oglinda cu care noi ne confruntăm și zilnic trebuie să ne confruntăm cu ea, ca să ne comparăm cu ea. Dar iar dacă nu, mi se spune că ne vom înșela singuri. Și au fost oameni care s-au înșelat singuri și s-au înșelat foarte rău. Despre acești oameni se vorbește în Matei, capitolul 7, cu versetul 21. Domnul Iisus Hristos spune felul următor. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Și cel ce face voia Tatălui care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Interesant în acest pasaj este că Domnul Iisus Hristos nu-i contrazice pe acești oameni. Nu le zice, voi mințiți, voi n-ați folosit numele meu. Nu le spune nici, voi mințiți, voi n-ați făcut minuni numele meu. Nu le spune nimic din toate aceste lucruri. Deci oamenii aceștia au avut un contact cu viața de credință, au avut un contact cu Evanghelia, au știut ceea ce este bine, ceea ce este rău, au lucrat în numele lui Iisus Hristos și au făcut multe minuni. Și totuși Domnul Iisus Hristos le spune, voi n-ați făcut voia Tatălui. În trăirea voastră de zi cu zi, voi n-ați trăit, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, plecați de la mine. Vedeți tragedia? Să vii la biserică ani de zile, să-ți tocești pantofii și roțile de la mașină, venind până aici, consumând benzină, stând aici 2 ore, joia, sau 5 ore duminica, și să ajungi în fața lui Dumnezeu să spună, pleacă de la mine, nu te cunosc. Pleacă de la mine, n-ai făcut voia Tatălui, nu te cunosc. Dar Doamne, am venit și am predicat, am venit, am cântat în fanfară, în orchestră, am venit săptămânal în casa ta. Și Domnul să zică, nu, eu nu te cunosc pe tine. Tu n-ai făcut voia Tatălui, nu te cunosc pe tine. Aceasta este înșelăciunea cu care ne-am putea confrunta dacă suntem doar ascultători și nu împlinitori cu fapta. Dar vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească și să ne pună noi această râfnă
de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Această pasiune de a cerceta și de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Continuăm citirea, dând citire de la versetul 25. Dar cine își va adânci privire în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Vedem aici binecuvântările împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Că există binecuvântări. Dacă facem voia lui Dumnezeu, există binecuvântări. Și una dintre aceste binecuvântări este aceasta. Să fii fericit în lucrarea ta. Oamenii, noi ca oameni căutăm fericirea. Cu toții o căutăm. Fie că suntem creștini, fie că suntem musulmani sau alte religii, alte confesiuni. Cu toții caută o fericire pe acest pământ. Dumnezeu ne promite fericirea în lucrarea noastră. Să fii fericit în familia ta. Să fii fericit în biserică. Să fii fericit la locul de muncă. Dumnezeu ne promite această fericire. Dar există câțiva pași pe care trebuie să îi împlinim. Și primul pas este acela de a studia Biblia. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită? Trebuie ca eu ca om să-mi ațintesc privirea în această lege. Adică să o citesc. Una dintre problemele cu care ne confruntăm noi ca generație, vorbesc de generația a mea, celor mai tineri, este aceea că nu mai citim. Nu mai citim Biblia. Dar problema este mai largă, că nu citim în general. Bibliotecile se închid. Chiar de mult a spus fratele Iosif că nu se mai iau cărți la bibliotecă de aici. Există o problemă, nu se mai citește, nu mai se pune accentul pe citire. Noi ne luăm informațiile din altă parte și aceasta este greșit. Ne luăm informațiile de pe YouTube, informațiile de pe internet și copiii și tinerii nu mai au cultură generală, nu mai știu să citească o carte și nu mai au răbdare să facă. De aceea este important să înțelegem că citirea este foarte importantă și important este să ne adâncim privirea în cartea aceasta sfântă. Pentru că aceasta este cartea dată de Dumnezeu. Unica carte dată de Dumnezeu prin inspirație divină. De aceea este important să ne adâncim privirea. În primul rând, ne adâncim privirea. În al doilea rând, va stărui în ea. Deci nu numai odată vin seara, îmi adâncesc privirea, citesc 2-3 versete și mă culc. Nu. Zice, va stărui. Trebuie o stăruință. Trebuie o perseverență în a căuta adevărul, în a citi, în a întreba pe frați, în a pune întrebări, în a cerceta. Deci, în primul rând, trebuie să citim și, în al doilea rând, să stăruim. În al treilea rând, să împlinim ceea ce am studiat. Și ne spune Sfânta Scriptură, când vom face toți acești trei pași, vom beneficia de această fericire de a fi fericit în lucrarea noastră. Și totodată mai avem încă o binecuvântare. Versetul 21. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Mi se spune că dacă primim cu blândețe acest cuvânt, sufletele noastre pot să fie mântuite. Vreau să dau un exemplu de un om care a luat în serios cuvântul lui Dumnezeu și l-a împlinit. Este vorba despre Noe. Dumnezeu i-a vorbit acestui om și a zis, uite-te, va veni un potop, va veni o furtună mare cu ploaie peste acest pământ. Eu te-am ales pe tine. Tu trebuie să pregătești o barcă, o arcă. Acolo, în acea arcă, vei salva omenirea. Tu și familia ta vei fi acolo. Animale vor fi acolo. Iar Noe, fiind un om al lui Dumnezeu, a avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a apucat de treabă. A început să-și caute lemn pentru construirea corăbiei, celelalte materiale și s-a apucat de treabă. Totodată a început să propovăduiască altora. Vedeți,
Va veni o furtună, va veni ploaie, salvați-vă, veniți cu mine, haideți să construim, haideți cu mine în corabie. Dar vedem această diferență. Noe a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și când a venit furtuna, a fost salvat el și casa lui. Ceilalți oameni l-au luat în râs, în bajocură. Și nu m-au ascultat cuvântul. Nu l-au împlinit. Și atunci când a venit furtuna, când a venit încercarea, ceilalți au murit. Iar Noe a fost salvat. Ne regăsim și noi în această întâmplare. Pentru că și nouă ne-a vorbit Dumnezeu și ne vorbește. Și le-a vorbit și oamenii de afară. Important este dacă ascultăm acest cuvânt și dacă îl împlinim. Și am vrea să fim niște oameni înțelepți. Oamenii care zidesc casa pe stâncă. Și când va veni furtuna, când va veni necazul, sau când va veni Domnul Iisus Hristos să ne ia la El în slavă, să fim dintre oameni aceștia înțelepți, care casa noastră va rămâne în picioare. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.